Mănăstirea Neamț este una dintre puținele mănăstiri fortificate. Urmele activității monahale în acest loc se întind încă din veacul al XII-lea. Chitoria mănăstirii este atribuită voivodului Petru I Mușat. Turnul Clopotniță este construit de Alexandru cel Bun la începutul secolului XV, iar biserica actuală, cu hramul Înălțarea Domnului, este zidită de domnitorul Ștefan cel Mare în anii 1485-1497. Această biserică este cea mai mare și expresivă din toate chitorile lui Ștefan cel Mare și respectiv monument al arhitecturii moldovenești din secolul al XV-lea.